Vă brasnicule. Băi, nu m-am făcut, băi, de când am venit acasă, nu m-am alintat deloc. Nu m-am mai șerțat, lasă. Știi ce o să faci și că se tatuează acum. Da, dar nu glumești, că el e sandilior, știi? Dar oricum, și dacă îi zici, dacă nu îi zici, tot aia faci, așa? De, dacă faci Cristina acasă, n-am mai primit. Dar nu mi-ai spus. Păi și gata, și să stai îmbrăcat. O da. Și zis taxul, serios, am vorbit cu taxul când o au. Adică... Măi, dar e asta nu, e la mod, acum se poate... Da, taci, măi, cu moda ta, mă, ia pune și tu, băi, te tatuezi. Dar mie nu au altă meserie, altă... Păi și el de ce să facă? Dar mie nici eu cu de-astea nu, hanora și de-astea. Cămăși, sacouri, cămăși, sacouri. Dar mă fac preot, mă? Dar și, măi, numai preoții nu se tatuează. Un băiet serios, un băiet la locul lui, n-are voie să pui mâzgălicele pe. Da, sunt serios, dar și... Tot-i o idee și-a, băi, obraznicule. Bre, până acum ai zis că am fost cel mai acumit. Păi ai fost, bine ai zis că ai fost. Bine ai zis că ai fost. Acum nu mai sunt? Păi nu vezi că zici că te tatuiezi? Da. Un băiet cu minte stă în tatuiare și ea care o faci pe el, mâzgălicele. O tatuiez și pe Anastasia. E, nu vreau ce bata aici, da. Dar unde s-a mai făcut? O scris pe ăla, măi, eu pus oamenii întrebări și unii vrei să mai faci ador și el aici pe piept, că e și pieptos tare, e păros tot. Ia ești la voi de capul tău, băi, nu mai fă. Stai cu minte așa, tică, tu vrei să-ți arăt tatuajele, cum ți le-am arătat? Vrei să le arăt o leacă? Da, vezi treaba ta, băi. Nu, eu nu ce să vezi, plec, mă duc ca care. Treaba ta. Dacă copilul meu ar avea relația... Cum am eu relația cu mama și cu tata, să aibă și copilul meu relația cu mine și cu maica care o să fie. Așa, aș fi fericit rău, mă. Și să fie cu minte și să fie rușine cum e rușine mie de mama și de tata. Eu i-am încercat cu tatuajul, tu nu știu dacă ai văzut, cu mătușii mea cu asta. Eu am încercat cu tatuajul să văd cam ce ar spune, lasă. Dacă mătușii mi-au zis ei lasă, înseamnă că și mama crede asta în sine ei, dar nu spune că n-are cum să spună că e părinte, gen, știi? Și o să-mi fac tatuaje. Gen, o să... nu o să se supere. Dar de când a venit, mai nu m-a alintat și pe mine deloc. Alintă, mă, nu. Când mi-a zis că vine acasă de sâmbătă și am stat tot ziua și am făcut mâncare și el a stat și a băut cu băieții. Și s-o mai pus pe Facebook să-l văd eu. Dar nu mai te pun și pe Facebook. Dar și nu s-a pus, eu știu și vede el. Taci, mă, că te-am văzut eu. Ai zic, lasă că ai să mor de foame că nu mai fac nicio mâncare când vii acasă. Am mai venit și eu și m-am ofticat-o. Aha, mama te făcălești. Ca pe copiii mici. Viu, dar m-am trezit târziu, mamă. Păi te-ai trezit târziu, mamă, că dacă nu mai dorm noaptea, umbli numai... Am fost la studio. N-ai fost la studio. A, da, am fost cu Pepe la studio o seară înainte. A, zi, recunoaște. Nu, nu. Am uitat. Nu, ai uitat de lău. Cum ai te fac treabă, îmi mă doare spatele. Auzi? Doamna. Păi te numai pe asta o alință. Hai să rupem niște buriană la iepuri. La mine dușe. A, iepuri? Chiar are iepuri? O grămadă. Are iepuri? O grămadă, niște ghea mare, așa frumos. Chiar, bă? Da. Duc la mine acolo și cu coasa, caută o coasă. Și poți să știi toată bucata aia, dar te doare spate. M-a alintat? Nu fac nimic, că nu m-a alintat. Nu fac. Da? Lasă vadă și el ce fac eu în fiecare dimineață. Știi și nu-i dimineață? A, nu te mai plângi atâta, că doar n-ai servici. Da, mă, sunt femei chinuite, mă, care mușesc și ia să plângi de-alea. Băi, nu, dar tu știi și muncă, la peștele și ăla vine cu lăză, le spală lăză, le spală mașina, spală toate și le spală lada, spală toamnă, numai n-apărășește. Și nici nu știi că am fost la doctor, nici nu știi. Faci din gură, nu, faci, nu mai pot acum. Mi-am speriat, am scos și internet. Nu mai puteai acum. Păi da, să fac cu... Du-te dacă vrei, m-a zăvăcit, uite, tot asta. Nu să-i fac nepoți. Și eu am zis, uite, mi-am adus câinile, uite. Nu că iubirea mea față de câini mare, nu știu, iubesc, că ne-am văzut ce chichineață atâta, îl iubești oricum. Și calul, și vaca, și tot, toate animalele sunt nevinovate. Le iubești. Am crescut la țară, ești nebun. Le iubesc tot. Și șoarici le iubesc. Măi, băieți, trebuie să faci copii, trebuie să pui la casa ta astea în jos, gata. Dar feciorul tu e mai mic ca mine cu un an. Păi de tu, mă, la 24 de ani are acum, face 24 de ani și la anul are nuntul. În mai. Și copii când face? Imediat,
după, păi el n-are voie acum să facă, imediat după face copii. Dar și tu crezi că el trebuie să facă 4-5 copii? Nu-i de loc. Păi zici și bunicule copii, când duci cu, cu el la școală, el e rușnițele la școală. Că și tata aia. Eu să fiu un bătrân mai, așa, cum îi spune mama, mai tânăr. Și tu dacă aveai niște părinți bătrâni, cum mai... Dar tu nu vezi și ghijoac. Dacă aveam eu 60 de ani acum, ce făceai tu? Te duceam la zil. A, vezi? Dar mai duci tu, că ești tare. Da, ce vezi ce-i să fac acum. Ai noroc, mă dare piciorul, te tovăream pe aici. M-ar duc și el, că-i star să mă duc. Și le-ai făcut așa o groază. Te duc la zâl. Da. Când te faci tu bătrân. Acum... Da, cu minte, mă, că eu mi-am făcut 5 bucăți. Pe aia? Din 5 bucăți. Să-i închide și fonierul ăla. Închide dulapul ăla, fie. Îmi iau o am trei frutani și mâni. Când vine toate trei, tu plângi. Pe alea le iubești. Râdule. Pe alea le iubești, măi, manita drău, mai am o certat de gândit acasă, stau mai cu gura pe mine să lua asta. Du-te, nu mai vreau, nu mai vreau, lasă-mă. Da și cât de că-ți fac? Mă alint acum, știu eu. Da, e alintat acum. Stai eu mai supărat așa un pic pe el și vreau eu să-l țin un pic așa la respect, că nu-mi place lumea. Într-o oricare măsură îmi place lumea asta în care este el. Lumea frumoasă, lumea, nu știu, să nu se piardă, zic eu, în anturaje. Dar aș vrea să-și păstreze echilibrul ăla de acasă. Întotdeauna să gândească că are o familie care au văzut niște lucruri, zic eu, frumoase. Și aș vrea să rămân așa. Și, na, cu ajutorul Dumnezeu, sper să rămân așa. Bre, hai să mergem iarbă, hai. Unde? Să mergem iarbă. Mergem să luăm iarbă? Hai, dați-mi chiar și o iepuri, că nu i-am văzut, da. Chiar hai la iarbă, hai la iarbă. Hai la tataia, că am văzut eu colșa în grădină, am văzut care... Hai să luăm luțărnă. Da, să umfli mamă de la luțărnă. Cum am dat, eu le dau luțărnă, toată vară le-am dat luțărnă. Cum să umfli de la luțărnă? Nu să umfli? Nu. Dar pe ușor le dai? Au? Da. Da, câți ai? Pe tine? Nu. O cumpărat Răzvan, mamă. E pur de aia mare, mamă, de ras o cumpărat. Și ai? Da. E frig afară? E frig. Da. Nu te mai îmbrăca, măi, că nu-i frig, măi. Hai, hai. Hai. Avea taică-miu iepuri și au zis că ne dă și nouă un iepuri. Așa, nu știu dacă i-au zis că chiar l-au mai dat, nu mai știu, că el l-a zăpășit la pitasul la cap, că el vrea iepuri, că el vrea iepuri. Și apoi i-a cumpărat taxul un iepuri și la iepuri ei au făcut 100 și de iepuri. I-a plăcut, lui îi plăcea animalele, nu-i plăcea vacile, nu-i plăcea și caii nu-i plăcea, că spunea că e muncă multă, dar în schimb îi plac animalele. Și îi drăgălește, și îi iubește, și îi făcea tratament, și era fenomen, acolo se culca, acolo se scula, lângă iepuri. Jale mare cu zonare.